House of Jovan. Poarta se deschide cu telecomanda. Dați telecomandă. O casă de asta veche, frumoasă, cu prispă. Superbă e. Curtea curată, frumos, cu pomi. Sârmă, să pui ceva pe sârmă. Acolo avem un șezlong. O polată așa să stai când plouă la o masă. Aici în față frumos stai la măsuță pe prispă, ca la țară, cu braze ăștia frumos, două felinare de-astea, intrarea, bucătărie open space, cu frigider, mare frumos, bec, uite, minus 23 de grade. Aici avem tot ce ne trebuie, uite, și cuptor cu microunde și de asta de făcut cu inducție, plită și pentru cafea, cum am zis eu, există tot ce trebuie, uite, utilată cu de toate, uite, și fierbător și de asta pentru pâine. Să facem ceaiul și cafeaua. Aici avem farfurii, super tare, pahare. Așa. Aici avem ieșirea în spate, mi-am lăsat eu bicicleta la șezlongul ăla. Din coace baia superbă, modernă, cu duș de ăsta frumos. Mașină de spălat. Da. Dormitorul simplist, da, exact cât trebuie. Super patul bun. Aici un dressing. Da, dacă mai vrei pături ceva. Și camera de bază, camera de zi, care și asta e frumoasă. Asta de aici e. Ia uite ce interesant, cu canapeaua asta mare, frumoasă, unde stai elegant și te uiți la televizor. Care, să vedem dacă merge. Facem o încercare. Cum am eu problemă mereu cu ele. Ca de obicei. Ce naibii. Sau nu are telecomanda asta bună. Câte mai modern, cu atât mai problematic. Unde are butoanele astea? Ah, uite aici. La astea cu touch. Da. Aici nu știu ce au făcut la perete, o chestie de asta mai modernă. Ah, uite că merge, gata. Super tare.